Iașiul este un centru de interes, un nod de comunicare între răsărit și apus, cu o poziție strategică din punct de vedere geopolitic și, din toate aceste motive, un candidat foarte puternic la titlul de capitală europeană a culturii. Proiectele selectate pentru a face parte din agenda culturală a anului 2021 vor beneficia de finanțare pentru a fi implementate. O echipă de experți va alege dintre toate ideile ieșenilor, astfel încât, la selecția orașelor candidate, Iașiul să se afle printre finaliste. Am primit foarte multe proiecte de la mici asociații culturale, chiar de la persoane fizice și idei foarte, foarte creative. Din păcate nu pot să le enumăr, că încă sunt luate în calcul pentru dosar, dar pentru ei au admirat efectul ăsta de grassroots projects, așa e terminologia, să spunem, și sunt convins că multe dintre acestea se vor regăsi și în propunerea finală. Și le-au primit cu mare plăcere și au fost impresionați să vadă inovația noastră și creativitatea ieșenilor a moldovenilor se confirmă și în proiectul ăsta. Ariile de acoperire ale conceptului folosit în construirea dosarului de candidatură vor fi memoria responsabilă, cultura vie, spiritualitatea implicată și creativitatea angajată. Sloganul Switch On, care s-ar traduce Comută pe Iași, este inspirat de efervescența tinerilor și de energia lor creatoare. Această etapă nu e o etapă finală. Sunt 12 sau 13 orașe românești care candidează. În luna noiembrie vor fi alese 3 sau 4 pe baza proiectului care va fi depus acum, după care urmează aproape un an de rafinare, de pregătire a proiectului final, după care va fi ales un oraș românesc. Deci timp rămâne și nu pot să cred că Iașiul nu va trece în etapa a doua după această primă etapă. Are foarte multe atuuri. Esența conceptului înglobează toate tipurile de activități care au ca scop punerea în valoare a istoriei orașului și identității regionale, a excelenței, originalității, creativității, inovației. Se încearcă dinamizarea implicării cetățenilor și, de dincolo de granițele României, din Republica Moldova și Ucraina, prin proiecte transfrontaliere care se ducă la depășirea barajelor și blocajelor culturale impuse de frontiere.